O listă a celor mai bune școli din țară a fost realizată de Ministerul Educației prin compararea mediei de absolvire a claselor 5-8 cu media notelor obținute la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a 8-a. Pe scurt, acolo unde notele de la evaluarea națională sunt mai bune decât cele din gimnaziu, înseamnă că este vorba de una dintre cele mai bune școli din România. Dacă rezultatele la evaluarea națională sunt mult sub cele din 5-8, înseamnă că școala e slabă. La nivelul județelor, potrivit hărții Ministerului Educației, cele mai bune școli sunt în Capitală, în Brăila, Gorj și Suceava. La nivelul județului Giurgiu, diferența dintre media evaluării naționale și media de absolvire este de 2,05 puncte. Așadar, prin comparație cu celelalte județe, Giurgiu se află undeva la mijlocul clasamentului. Și dacă vorbim despre un clasament județean, Inspectoratul Școlar Giurgiu a alcătuit un clasament doar la nivelul învățământului liceal pe anul 2013. Ținând cont de rezultatele pe care le-au obținut elevii la sesiunea de bacalaureat iunie-iulie 2013, ierarhia liceelor din județul Giurgiu are în frunte Colegiul Național Ion Maiorescu. Pe locul al doilea se situează Liceul Teoretic Tudor Vianu și pe locul 3 Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești. Ce concluzii se pot trage din studiu? Școlile gimnaziale ale liceelor și mai ales ale colegiilor naționale au rezultate mai bune decât școlile obișnuite, iar școlile particulare sunt comparabile cu cele de stat.